Da, haide că vin acum și cu ceva tehnic. Am să vă rog să aveți un pic răbdare pentru că o să înceapă clipul ăsta cum au început unele. După cum zic unii că sunt frustrat. Sunt frustrat rău de tot și am de ce să fiu. Însă o să vedeți că după povestea de la început, asta se va dovedi o chestiune tehnică, dar nu am cum să nu aduc în discuții și aceste frustrări. Sincer să fiu, nici nu stau acum să caut, recunosc că nu știu exact definiția, asta corectă a cuvântului frustrare, dar este bănuiala mea că e departe de ceea ce se întâmplă de fapt, pentru că presupun că a fi frustrat implică un anumit grad de subiectivism, de experiență personală, nu știu, niște amăgiri, niște cam ce am pățit eu, dar aici este chestia, e vorba de niște treburi tehnice și foarte clare și foarte negru pe alb, unde nu există niciun fel de loc de discuție. Eu mi-aduc aminte că am început cu IT-ul și asta să vă spun la un nivel. Adică nu ca loc de muncă personal, eu știu, cu chestii simple, făcându-mi singur calculatorul, fără să apelez la, eu știu, un vecin, un serviciu, eu știu, instalări de drivere, Windows și așa mai departe, încă de undeva din anii, nu știu, 2000 și un pic, adică am vreo 20 de ani. Și acele timpuri erau niște timpuri în care, de obicei, majoritatea situațiilor în care un calculator, un telefon, un dispozitiv electronic nu funcționa era pentru că s-a defectat. Și nu mi-aș fi închipuit în acele timpuri că o să apuc să trăiesc niște vremuri în care un dispozitiv se defectează fără să se defecteze. Și uite că ușor, ușor am ajuns să fim controlați și să ni se bage pe gât cu forța niște chestii absolut inutile și care nu ajută pe nimeni cu nimic și care ne strică viața până la urmă. Tot ceea ce ține de tehnologie, că uite, din păcate, deși mie nu-mi place, v-am spus, uite și aici, telefonul, că acum o să vedeți asta din imagine la vechi, care e cărămizit de către Google, nu de către mine. E închis și stă pe birou aici, adică eu n-am treabă cu telefonul, mână, cu... Mie nu-mi trebuie așa ceva, că n-am dat și eu aștept apeluri pe el, că e telefon și mă sună lumea, că aia se face cu un telefon. Dar uite că ai nevoie de el. Am nevoie de un GPS în mașină, am nevoie de un WhatsApp să vorbesc cu proprietarii, că sunt închiriași aici și așa mai departe. Și îmi place că atunci când am nevoie să pot să mă folosesc dacă dispozitivul nu are nimic. Adică, nu știu, erau niște vremuri de astea în care calculatorul, telefonul se stricau, dacă îl scăpai pe jos, dacă îl scăpai în WC-ul, dacă ploua pe el, dacă ieșea brusc fum când îl băgai în priză și așa mai departe. Adică nu exista să stai să te uiți la el și să nu mai meargă fără să fie ceva fizic în neregulă cu el, că așa funcționează, adică e ceva care funcționează și trebuie să se strice ceva din el să nu mai funcționeze. Și uite că în ultimii ani am început să avem din ce în ce mai multe dispozitive, din ce în ce mai multe programe, aplicații și așa mai departe, care încep să nu mai funcționeze pe dispozitive perfect funcționale, pentru că așa vor producătorii sau, eu știu, alte companii. Li se pare lor așa, brusc, și nu-ți mai merge, frate, și gata. E altul. Și cum a făcut, de fapt, și Adobe, că la un moment dat, când începusem cu firma, eu mă gândeam foarte serios să cumpăr nu numai Photoshop, întreaga suită, și am avut o problemă cu o versiune crăcuită, așa am zis, bă, singur, stai să găsesc alta, am descărcat altă versiune, alt torrent, exact aceeași problemă, ca să caut și să găsesc pe forumul oficial Adobe o mulțime de oameni care au plătit puzderie de bani pe produsul ăsta, care nu funcționa și nu aveau niciun răspuns de la, adică nu știu cum să vă spun, nu ca mine că mai fac Photoshop așa de plăcere sau nu știu ce, sau la un site când pot să
Nu știu, dacă nu fac eu, pot să găsesc o imagine stoc sau ceva. Sunt oameni graficieni care trăiau din asta. Își câștigau mâncarea și existența pe planeta asta din Photoshop. Și l-au plătit și nu le mergea. Deci, și atunci m-am lecuit. Am zis, bă, nenică, nu cumpăr în viața mea nimic de genul ăsta, că n-am de ce. De ce, ca și cum ai lua o mașină fără motor și te duci la reprezentanță și, pă, așa ai luat-o, nu știu, la revedere. Adică cum? Nu știu, cum? Cum? Cum se poate așa ceva? Și în fine, acum câteva zile, pentru că fac livrări cu Glovo, cu Glovo și nu mi-e rușine să admit asta, pentru că e o muncă foarte simplă și este o muncă foarte bine plătită față de jegurile care mă plăteau pe mine cu 1200 de lei pentru IT-ul într-o firmă întreagă. Asta vorbind ca angajat, mă dă avocatul Lupește care mă plătea 100 de lei pe lună pe firmă. Bani pe care îi fac în 5 zile de făcut livrări de dimineață până seara, practic plimbându-mă prin București, relaxat, liniștit, cu muzica la ureche. Și ceva care, în fine, depășește multe, foarte, foarte multe joburi de pe lumea asta. La un moment dat, bine, asta este un, ce avem aici, Samsung Galaxy, nu o să vă arăși telefonul, că e și la aici, dar asta e poza, să trebuiască să mă credeți că ăsta e telefonul și asta se întâmplă. În plus, durează destul de mult, că eroarea asta apare pentru scurt timp și trebuie să dai reboot din nou, dacă nu e nou, n-ai rău să vă arăt. Și foloseam aplicația asta Glovo, care are nevoie, bineînțeles, de conexiunea de date mobile pe telefon, ca să meargă, să-ți intre comenzile, să meargă GPS-ul și așa mai departe. Și la un moment dat mi-a picat netul mobil. N-a fost prima dată când s-a întâmplat, însă acum are soția un Huawei nou-nouț. Apropo, niște retardați și ea. Sunt niște cărămizi. L-a primit cadou, nu l-a luat. Că dacă l-a, duceam înapoi urgent. Nu acceptă nimic Google pe el. Deci n-ai să vezi Maps, Google Play, Gmail, astea. Nu. No. Și am zis că funcționează cu APK-uri să le descarc și nici așa, pentru că sunt alte servicii în spate, preinstalate cu telefoanele care au Google și apar tot felul de probleme, nu poți să te loghezi, nu poți să faci chestii. Mă chidă pisicul. Așa, și am văzut foarte clar că pe aia, de că stând în aceeași cameră, având practic două abonamente incluse cumva în același contract, că era făcut pe firma la Vodafone și la ea era semnal full 4G, 4G, la mine lipsă. Și am observat chestia asta, că într-adevăr te forțează, dacă ești mai nevoia și așa nu o să permiți ultima fiță de telefon, te taie la nu mai ai semnal, nu mai ai nimic. Forțat, obligatoriu, am testat asta că am vrut să mă la ea. Deci am momente aici în care cu așa ceva băi, și funcționează, adică undeva unde e semnal și nu are nicio problemă telefonul și asta e unul și mai vede decât. Sunt momente în care efectiv lumea nu mă găsește, am din aia cu emergency calls only și pali e 4G full, adică clar, forțat, obligatoriu, de intenționat de către nenorociți ca să te forțeze să iei telefoane noi. Și am zis, bine, n-am telefon nou, hai să facem schimb de telefoane, zic eu, ți-l dau pe ăsta. Stai și tu câteva săptămâni cu el, chiar dacă e mai prostuț, ca să pot eu să fac Glovo. L-am luat, n-am mers să fac Glovo pentru că aplicația Glovo are nevoie de Google Services, care nu erau pe porcăria de Huawei. Și, da, vă dați seama, am dat un factory data reset pe ambele telefoane, ne-am logat fiecare cu conturile lui, după aia am făcut iar schimb de telefoane, m-am logat înapoi, după care a apărut chestia asta. Și am să vă iau un pic, uite, e acoperită de capul meu, ce am scris aici. Da, uite, știu, ca să vă arăt, da, vorbim de giganți, Facebook. Tuesday, June, nu știu ce, ți apare în fața textului. Giganți software! Giganți software! Te apucă cu capul, ce e asta?
Păi ce e asta? Facebook? Nu știu, eu n-am cuvinte. Voi mai aveți cuvinte? De ce? Ce adică ce e chestia asta pe Facebook? Până între cele mai mari companii software din lume? Uite ce zic, uite, 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 uite ce zic, uite, uite ce zic. Nimic nu mai merge, dar nimic, 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 nimic. Așa, să citim cât ne lasă Facebook să citim. Și aia asta și o problemă asta cu un telefon și nu știu ce să mă mai fac. Este o perioadă extraordinar de proastă să iau unul nou acum și așa e, că nu o să se întâmple, că n-am de unde. Și așa mai am, nu știu, că mai avem vreo... Nu, de fapt, acum nici nu avem mâine, trebuie să iau mașina din service și am de dat 1050 de lei și acum avem în casă vreo 750. Cam asta e situația momentană. S-a întâmplat după ce m-am legat pe alt telefon cu SIM-ul și cardul meu, după factory reset, apoi am pus înapoi în ăsta și am dat pe ăsta un factory reset. Am încercat tot, am așteptat 24 de ore, am așteptat 72 de ore. Dacă faci o căutare pe Google o să vezi că uneori durează 3 zile în loc de una. Am schimbat parola, după care iar am așteptat 3 zile și nimic. Contul Google nu are absolut nimic, nici pe PC, nici pe Gmail, YouTube. Deci dacă intru pe Google My Account, n-am nicio restricție, nicio problemă, nicio avertizare, nimic. Nu e nimic în regulă. Și totuși asta mi-apare de fiecare dată când încerc să mă înregistrez cu contul meu, pe telefonul meu, pe care a funcționat doar contul meu de Google. Am încercat și o resetare din meniul de recovery și face la fel ce e de făcut. Și aici o să vă povestesc ce am făcut și mai departe. Am încercat și cu alte conturi de Google, nu merge, cu alt cont care a mai fost, pe care l-am încercat când am făcut schimb cu soția. Nu merge, am făcut un cont nou de Google, aceeași eroare. Am reinstalat Android-ul cu Odin 3, aceeași eroare. Deci, la momentul de fapt, am încercat... le-am șters acum toate niște porcării de programe, unul care comunică în direct, poți să dai comenzi prin USB și că trebuia să-ți apară nu știu ce apel și nu, nimic nu merge. Deci, practic, Google a decis, el frumos și el așa, că eu de astăzi înainte nu o să mai am telefon. Știu ce zice mesajul, nu sunt împii, știu să citesc, îmi spune să încerc să mă loghez după 24 de ore. Apropo, password change care inițial nu s-a întâmplat pentru că n-a schimbat nimeni nicio parolă. Și mi-a părea că the password change, eram, ha? Ești prost în pila cap, n-a schimbat nimeni nicio parolă, e contul meu, nu s-a întâmplat nimic. Ce se întâmplă? Și până la urmă am schimbat și parola, zic, bă, vreau să o schimb. Nu, nimic, nimic. Pe calculator n-a nicio problemă. Pot să intru pe, mă și iară, că n-am ce să ascund, pot să intru pe Gmail, pe YouTube, niciun fel de problemă. Pe telefon, nu vrea. Nu vreau să mă las. Și nu știu, am rămas fără cuvinte. Nici nu știu acum. Dacă mi-au, nu știu, dau să zic 600 de lei. Un telefon nou, 600 de lei. Numai puțin, 600. În cele mai ieftine. Și dacă pățesc, vreau să-mi pun aceeași adresă de mine, dacă se întâmplă asta. Nici nu știu ce să fac, să-mi iau telefon, să nu-mi iau, să nu... Nu mai știu. Știu, trăim așa niște timpuri în care... Și nu știu, și ne zice lumea că sunt frustrat, da, sunt frustrat, pentru că este frustrant atunci când trăiești într-o lume în care nimic nu mai are sens. Că nu mai are sens, am încercat astăzi, am stat, nu mai știu cât, 4-5 ore încercând tot ce mi-a fost posibil să încerc să pot să rezolv problema și nu m-a lovit decât de alte tâmpenii, de programe care nu merg, de tutoriale care ți arată că le rezolv problema cu niște programe și nu spun că trebuie să plătești nu știu câte zeci, sute de dolari, bă, pe un program să deblochezi un telefon. Păi ăsta a fost 200 de lei. Am sunat și la serviciu, să-mi cere la 120 de lei pe un telefon pe care am dat 200. Tu te cu prețul tău cu tot.
Și am ajuns din nou în punctul în care ajung din ce în ce mai des și eu acum ce fac? Că nu știu, să moară măsă. Eu cred că mi-au un telefon de la vechi cu disc și am rezolvat problema. Calea mergeau. Toate mergeau. Și acum mai merg. Astea noi nu mai merg. În ziua de astăzi nimic nu mai merge. Și n-are sens că mă gândeam, zic, bă, tu-i trezi, dracu, că cer bani ăștia de la Google. Încep ca aia de lansează virus și cu descriptează fișierele, să le plătești, nu știu că dau, dracu, banul la Google și aia e deblocați în telefonul. Nu, e așa. Din senin, da, degeaba. Că, nu știu, l-a blocat ca să se blocheze. Deci, nu știu. Ok, am înțeles asta cu antifur, nu știu ce, dar sunt eu. Îmi apare pe telefonul pe care am SIM o alertă, vezi că te-ai logat, îmi apare mail, lasă-mă dracu să intru dacă am zis că-s eu. Da, nu știu, e... frustrat, da, cum să nu fiu? Cum să nu fii? Nu mă stai de treabă, că nu mai merge nimic. Și dai bani ca să nu meargă nimic? Păi, dar până când? Și nu știu, voi cât mai aveți de gând să mai faceți chestia asta? Eu acum ce ar trebui să fac? Să mă duc să iau telefon nou pentru că am o eroare pe el? Aici am ajuns? Aici am ajuns! Să-mi iau ce? Să-mi iau mașină nouă? Că s-au subțiat plăcuțele de frână? Nu, frate, mașina se ridică sus, se dă rost jos roata și schimb plăcuțele de frână. Înțelegi tu? Nu e mașină nouă dacă ți s-au dus plăcuțele de frână. What now? Nu știu. Asta ziceam că am încercat tot felul de chestii. Da, tutoriale care îți prezintă programe care costă $60. Tutoriale care sunt handicapate pentru că eu încerc să dezactivez FRP locul pentru că nu pot să intru în Android în sistemul de operare și tutorialul începe cu nu știu ce setare din settings pe telefon. Nu pot să intru pe telefon, tembelule, ce settings, de unde, că nu sunt. N-ajung acolo. Îmi doare capul. Oh, și e în momentul în care ai de-a face zilnic cu tot felul de probleme din astea în care nimic, niciodată, nu mai are niciun fel de logică, la un moment dat eu înțeleg că e ciudat canalul ăsta, dar e razna, că nu mai poți, că nu e, nu mai e normal nimic. Da, ce dracu să zic. Un trei și o vedea. Mai ajungem în câțiva ani, o să ne fure și chiloții de pe noi. Nu știu, că e trist. N-am, deci nu știu, astăzi am rămas fără cuvinte. N-am decât să mă duc să încerc să dau aia 120 de lei la serviciu. Dar v-am zis din nou motivul. De ce să mă duc eu? Că nu i-am făcut dracului nimic. Nu i-am făcut nimic. Nimic nu i-am făcut. Înțeleg, naibii, nu ești atent, l-ai scăpat în veciu? Te duci, dai banul, că e vina ta, că n-ai fost atent. Dar eu ce-am făcut? Că nu i-am făcut nimic. Rămasă în YouTube. Nu i-am făcut nimic. M-am culcat seara și a doua zi l-am găsit așa. Fără să-i fac nimic. Nimic, nimic, nimic. Eu nu am făcut nimic. De ce să plătesc? Către oricine. De ce? Și cumva, chestia care de fapt mă deranjează și mai mult, probabil cel mai mult, cumva, o foarte mare parte din oameni nu au nimic împotrivă cu asta. Și aici... pare rău, dar mie mi s-a tăiat film. Au așa niște reacții, păi e normal, te duci să deblochezi, dar de ce?
Cum adică normal? Cum adică ai mai pățit asta? Păi de ce să pățești asta? Și au mai pățit alții chestia asta și încă se întâmplă, nu s-a dus nimeni peste ei? Nu... Ok? Sunt tare curios în câțiva ani unde o să ajungem. Cred că, nu știu, la epoca de piatră, probabil, v-am zis, la telefonul cu disc. M-am salutat. Cam atât pentru azi. La revedere și cine știe. Poate nu ne mai vedem nici mult. Cine știe când dă eroare și Windows-ul și se blochează, că așa avea Microsoft-ul și gata. Că aparent se întâmplă din ce în ce mai des. Rămânem și fără calculator, mașinile dau eroare și tot așa. O să fie un haos general în care nimeni nu mai înțelege nimic și toată lumea e fericită cu asta. Uneori ajung să cred că se apropie sfârșitul lumii, că gradul de nebunie este demențial, dacă mi se permite glumița. E deja dincolo de patologic. Am ajuns deja în eu înțeleg să încerce cineva o excrocherie, că să muți. Astea a fost chestii care se întâmplă de când a apărut omul și ideea nu de bani, de schimb, înaintea banii. Au apărut excrocheriile. Dar să ai puzderia de oi care acceptă fără să sufle un cuvânt, asta mi se pare greu de digerat. E adevărul. Nu zic altceva. Bine, v-am salutat și dacă are cineva vreo sugestie, vreo soluție, dar... pot să vă garantez că le-am încercat pe toate. Da, puteți să-mi spuneți și să vă spun de ce nu merge, probabil. Salut!